alianța PC-PSD și au rămas niște datorii, dar în primul rând trenează cele ale partidului. A domnului senator Pană, care a fost din partea. Deci a plecat fără să-și achite datoriile. El nu a plecat, pentru că fiecare candidat este solidar cu partidul respectiv. Dacă nu și le plătește candidatul, atunci partidul, implicit alianța, trebuie să le rezolve. Sunt sume mari? Nu, nu sunt sume foarte mari. Care ar fi quantumul lor? În jur de 400 și ceva de milioane.